Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie numele Domnului! Frați și surori, dorim să abordăm o nouă tematică din Scripturi legată de sănătate. Sănătatea fiind starea de funcționare a ființei umane la parametri normali și asta incluzând toate componentele ființei noastre. Cred că vă amintiți acel verset scris de Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 23, unde el scrie: Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, și le enumeră: și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Această urare pentru tesaloniceni de atunci n-a rămas în picioare în sensul propriu, dar pentru ultima generație ar trebui să rămână în picioare pentru cei care vor ajunge venirea Domnului, să fie păziți întregi. Și adăugăm și spusele lui Ioan din a treia Ioan, capitolul 1, versetul 2, unde el dorește pentru Gaiu: prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească, tot așa cum sporește sufletul tău. Are în vedere aici atât partea sufletească cât și partea trupească, ambele să fie într-o stare de creștere, de îmbunătățire. Eu nu știu exact dacă era bolnav sau suferea de ceva Gaiu în acele vremuri, însă oricare ar fi fost starea, Ioan dorea lucrurile să se îmbunătățească. Haideți să aruncăm o imagine de ansamblu asupra Scripturilor și a felului în care tratează problema sănătății. În Vechiul Testament apar mai multe citate în care oamenii la întâlnirile lor se întrebau de sănătate. De exemplu, în Exod, capitolul 18, versetul 7, avem prezentat întâlnirea dintre Moise și socrul său Ietro, deci o întâlnire între rudenii. Scrie aici în versetul 7: s-au întrebat unul pe altul de sănătate. În detalii în ce constă aceasta, puteți să gândiți fiecare. Deschideți apoi la 1 Samuel și vom vedea aici că problema aceasta nu se punea doar între rudenii apropiate. Era o uzanță în poporul lui Dumnezeu. 1 Samuel 10 cu 4, prorocește Samuel pentru Saul că la întoarcerea lui spre casă se va întâlni cu doi oameni și spune aici: ei te vor întreba de sănătate. Și dacă asta am legat de continuarea versetului și îți vor da două pâini pe care le vei lua din mâna lor, ar putea să însemne: ești flământ? Care este starea stomacului tău la ora asta? Și în 2 Samuel, capitolul 20, o întâlnim în mai multe locuri, dar nu le citim noi pe toate, și trimișii lui David când s-a dus la Nabal l-a întrebat de sănătate, dar aici în 2 Samuel 20 cu 9, Ioab a zis lui Amasa: ești sănătos, frate? Cerea un salut între ei. Și știți ce a făcut aici? Am putea spune că l-a întrebat dacă e sănătos, să vadă dacă mai merită să-l omoare sau nu. Și dacă a văzut că e sănătos, l-a omorât. Lucrurile acestea trec și în Noul Testament. Și deschideți la Roman 16 și o să întâlniți aici pe Apostolul Pavel, care frecvent, ba chiar salutul său de bază consacrat la încheierea epistolelor era acesta: sănătate. 16 cu 3. Începe aici o listă: spuneți sănătate. Și uitați-vă la versetele 5-6, spune sănătate, spune sănătate, cum îi ia pe toți la rând și le dorește în parte sănătate, sănătate și așa mai departe. Veți găsi și în celelalte epistole, ba încă și acel doctor pe care îl avem, Luca, în Colosem 4 cu 14, dorea și el sănătate. Nu știu dacă lucra și în profesia aceasta sau doar în plan spiritual alături de Pavel, dar oricum un sfat tot îl dădea sigur: Luca, doctorul preiubit și Dima, vă trimit sănătate. Și mai întoarceți două foi în 2 Tesaloniceni 3 cu 17, urarea de sănătate, și eu nu cred că Apostolul Pavel vorbea cu gura goală, că sunt unii care spun: Doamne ajută, dar pentru ei ajutorul Dumnezeu e ceva nul, adică nu-l recunosc, dar zic așa ca o uzanță: Doamne ajută sau bună ziua sau ceva saluturi de genul acesta, cu o nuanță sfântă. Dar eu cred că Pavel, când pronunța lucrurile acestea, se gândea la ele, le dorea și el credea că se realizează. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă. Așa scriu eu. La toți le dorea sănătate. Și nu este doar cazul lui Pavel. Și Petru în epistola sa, și Ioan în epistolele sale, găsiți versetele, la fel în final le dorea destinatarilor sănătate. Poate v-ați gândit unii deja la două versete din Biblie. Unul când îl trimite în 2 Împărați 4 cu 29
Elisei pe Gehazi să vindece copilul și îi spune să nu întrebe pe nimeni de sănătate pe drum. Și celălalt în Luca 10:4 când trimite Domnul ucenicii și le spune să nu întrebați pe nimeni de sănătate. Nu pare aici o contrazicere? Domnul le spune să nu întrebe de sănătate, Pavel este tot cu sănătatea. Cred că problema propovăduirii Evangheliei, problema vindecării, a învierii, care o avea de executat Gehazi, era superioară unor probleme de sănătate pe care ei puteau să le discute. Și cred că de aceea nu era indicat să treacă problemele de sănătate pe locul întâi. Problemele de sănătate, care țin în mod deosebit de trup, trebuie să rămână pe locul doi. Pe locul întâi este mântuirea sufletului. Amintiți-vă, Domnul Iisus trata în felul acesta. Vindeca sufletul, dădea iertare și apoi, zice el în acel caz, când au coborât slăbănogul prin acoperiș, și ca să știți că fiul omului are putere să ierte păcatele, de aceea zic, scoală-te, ridică patul și umblă. Deci problema de sănătate trebuie să rămână pe locul 2, la locul ei, însă nu poate fi exclusă și nu poate fi neglijată. Vreau să vorbim acum despre câteva generalități și apoi vom vorbi despre boală. Problemele de vindecare și de sănătatea creștinului și alte exemple vor fi pentru lecțiile viitoare. Deci mai întâi câteva generalități. Viața și sănătate. Viața fără sănătate nu poate să fie. Vârsta este lungimea vieții, iar sănătatea e lățimea vieții. Și când lățimea aceasta se îngustează, nu mai este lungime. Când nu mai este sănătate deloc, se întrerupe viața. Iar înălțimea am considerat-o spiritualitate. Că și de aceasta, și în primul rând de aceasta, depinde lungimea vieții noastre. De-a lungul istoriei, asistăm la devoluții și evoluții. Dumnezeu a creat omul veșnic, sănătos. Nu ni se spune în rai că pe Adam sau pe Eva l-a fi durut ceva. După ce omul a păcătuit, i-a spus Dumnezeu, în ziua în care vei păcătui, vei muri. Nu știu exact dacă s-a referit și la faptul că nu puteau să atingă cifra de 1000 de ani și că 1000 de ani este ca o zi, nu știu exact. Dar oricum n-au putut să treacă de vârsta aceasta. După potop, vârsta a scăzut vertiginos și a rămas în jurul vârstei de 100 și de ani. Amintiți-vă de patriarhii de după Avram, Iacov, Iosif, Levi, 147, 37, 30, Iosif 110, Moise 120, Aron 123. După potop, condițiile de viață s-au modificat și s-a modificat și vârsta vieții. De la Moise, din nou se mișorează și rămâne la 70-80 de ani. Și se pare că ne apropiem și în mod sigur va fi așa, spune cartea prorocului Isaia și cartea Apocalipsei, din nou la refacerea cifrei de 1000 de ani în împărăția tot de 1000 de ani. Oricum, viața a evoluat în funcție de niște condiții. Măcar că condițiile acestea nu sunt hotărătoare, condițiile naturale. A spus Domnul în Marcu 16:18, chiar dacă ar bea cineva ceva de moarte, tot nu moare. Dar asta nu înseamnă că toată ziua se bea ceva de moarte. Dar spune Biblia în Numeri, capitolul 5, când vorbește despre femeia care s-a pângărit și de bărbatul care este gelos pe drept sau pe nedrept. Apele care le bea nu sunt tot răvuri, dar dacă e păcătoasă, are rol de otravă. Deci rețineți. Corect este omul să trăiască spiritual și material bine, adică să nu își afecteze viața, să nu se autoflageleze, dar efectul spiritual se răsfrânge. Nu bei de moarte, dar dacă ești vinovat, te îmbolnăvești. Dincolo, bei de moarte, dar dacă nu ești vinovat, nu se întâmplă nimic cu tine. Oricum, problema vieții și a sănătății, efortul nostru de gândire, dacă medicii se trudesc și își dăruiesc parte din viața și din activitatea lor anumitor studii, laborator și așa mai departe, pe teren, cum să perpetueze viața, cum să o îmbunătățească? Nu reușesc pentru că în plan spiritual nu se depune niciun efort. Și dacă oamenii vor să rezolve problema numai în plan fizic, se constată o înrăutățire a sănătății pe parcurs. Și cineva spunea și este o realitate, a fost un preot sau un păstor, ziceți ce vreți, și s-a lăsat de meserie, că pentru el a fost o meserie, s-a dus la medicină, s-a înscris, să devină medic și l-a întrebat un prieten, nu te supăra, nu înțeleg schimbarea asta a ta. Zice, am constatat că oamenii dau mai mult pentru trup, pentru sănătate decât pentru suflet și fac mai mulți bani doctor decât preot. Și după câțiva ani, prietenul a rămas surprins să audă că prietenul lui s-a lăsat și de medicină și s-a dus la drept și studia avocatura. Și ce-i cu tine? Și am constatat că oamenii, de fapt, nu numai că nu-și văd de suflet, nu-și văd nici de trup și își fac de cap. Și cei mai mulți bani o să-i câștig ca avocat. Este o realitate. Oamenii nu se preocupă de problema aceasta. O lasă în voia soarte. Și partea sufletului și a trupului. Domnul Iisus spunea în Evanghelia după Matei, în capitolul 9, versul 12. Iisus i-a auzit și le-a zis. Unora care n-aveau grijă nici de sufletul oamenilor și pentru că au mâncat în sabat și le-au străcat lor rânduiala, a spus că-i bai. Zice, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi.
Duceți-vă de învățați ce înseamnă milevoiesc, iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Domnul frecvent manifestă în Evanghelie această milă, această compasiune, această grijă față de sufletul și trupul omului. Și s-a ocupat și de o problemă și cealaltă. Pe când ceilalți nu aveau grijă nici de una, nici de alta. Și întorcând o foaie în urmă, scrie în versetul 17, tot despre Domnul Iisus, și el a prorocit în cartea prorocului Isaia, ca să se împlinească ce fusese vestit. El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Domnul și mai departe să le poarte și pe a noastre și să le ridice și pe noi să ne facă liberi și în stare să-i slujim. Amin. Cum se împacă și cum legăm sănătatea de credință? Dumnezeu vrea să-i slujim într-un trup sănătos și la tine avea acea expresie mensana in corpore sano, o minte sănătoasă într-un trup sănătos. Mai întâi, fiind vorba de sănătate, nu putem să o luăm decât de sus în jos, că dacă cineva nu este sănătos la nivelul minții, poți să-l îmbraci când e frig, că el se dezbracă și umblă ca cel care umbla prin cimitire în timpul Domnului. Mai întâi este nevoie să fie omul sănătos sus, la nivelul intelectului, la nivelul spiritului, al sufletului. Și asta nu poate să fie decât printr-o educație sănătoasă, printr-o învățătură sănătoasă. M-am uitat prin cărțile copiilor și sunt lucruri care sunt niște lucruri bune, niște învățături frumoase, în domeniul civic, în domeniul biologic și așa mai departe, însă au anumite lucruri care nu mai se încadrează în Scriptură. Nu că dacă eu zic că sunt rele, în adevăr sunt rele. Dacă Biblia le condamnă, în mod sigur sunt rele. O adevărată învățătură sănătoasă nu poate să curgă decât de la Dumnezeu, din Scriptură. Și spune Pavel adresându-se lui Timotei, în cele două epistole, citim din a doua, 1:13, dreptarul învățăturilor sănătoase. Oamenii vorbesc de o medicină preventivă. Aceasta e cea sănătoasă. Pe care l-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Și în aceeași epistolă, în 4:3, scrie că va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Și vor ajunge, spune tot în 1 Timotei 6:5, și zadarnicile ciorniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte. Și Petru spune același lucru în a doua sa epistolă, în 3:1. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă care vă scriu, una amândouă, caut să vă trezesc mintea sănătoasă. Un credincios trebuie să aibă mintea sănătoasă. Și de acolo încolo putem vorbi de celelalte lucruri. Și în Vechiul Testament există în cartea psalmilor, în psalmul 111, o referire și scrie aici: frica Domnului este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava lui ține în veci. În primul rând este importantă mintea sănătoasă, duhul sănătos și sufletul sănătos. Că trupul oricum va avea o sănătate relativă. Doar când va veni răscumpărarea trupului putem vorbi de o sănătate absolută. Firea până atunci geme și așteaptă. Spune în Roman 8, Apostolul Pavel despre acest final în care și trupul va intra în sănătatea absolută, trupul nou, nu trupul acesta, carnea și sângele nu poate moșteni împărăția. 8:22. Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi de ora de Duhului suspinăm și noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Domnul a vindecat trupuri, dar tot trupuri care se îmbolnăvesc și care mor a pus în loc. Dar va veni vremea când vom fi răscumpărați pe deplin, Domnul să aducă vremea aceea. Dar până atunci nu putem să neglijăm trupul. Și spunem, tot mai avem grijă de el. Era într-o zonă un frate care frecvent numea trupul hoit și se supărau tare tinerii. Ce, a lui poate e hoit, a nostru nu este hoit. Oricum, aceeași condiție și evoluția are a fiecăruia pe rând. Dar trupul nostru este templu Duhului Sfânt, spune 1 Corinteni 6:19. Dar uitați, precum în Vechiul Testament, așa e și acum. Domnul mai întâi, unde și-a pus chivotul? Întâi în cort și după aia în templu. Și spune 2 Corinteni 5 că și casa pământească a cortului. Deodată e cort și nu o să fie condiții de templu niciodată. Cortul e cort și templul e templu. Trupul nou va fi templu cu adevărat. Dar joacă rolul de sanctuar, de locaș sfânt. Trupul acesta, așa cum este el și de aceea, trebuiește să fie grijit și întreținut ca atare. Proslăviți dar pe Dumnezeu în duhul și trupul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Fiindcă așa stau lucrurile, trebuie să avem o atitudine corectă față de sănătate și față de boală, față de cei sănătoși și față de cei bolnavi. Domnul spunea că cei bolnavi au trebuință de doctor și așa se face că uneori suntem unii bolnavi și alții sănătoși și se schimbă roata. Poate altădată e soțul sănătos și este soția și apoi este invers, copiii și apoi grijesc copiii pe părinți. Ce atitudine să avem față de cei bolnavi? Știți acel pasaj din Matei 25 când Domnul va spune în ziua aceea unora că a fost bolnav și unii au venit să-l vadă.
Bolnavii trebuie să vizitați, ajutați și vindecați. De vizitat îi pot vizita toți. Numai bolnavii nu pot vizita pe bolnavi uneori. Dar toți sănătoși pot vizita pe bolnavi. De ajutați pot să-i ajute cei care au cu ce să-i ajute. Dacă nu, cu altceva, cu o vorbă bună, cu o mângâiere. Însă unii când se îmbolnăvește cineva, îl și părăsesc. Este un caz în Biblie, nu Samuel 30. S-a îmbolnăvit un rob. Dar orice mic rob, Domnul a spus vis-a-vis de textul din Matei 25, că cel mai mic și neînsemnat e fratele Domnului. În 1 Samuel 30 cu 13 scrie aici că David a întâlnit un om necăjit, flământ, bolnav, după ce a mâncat și a venit în fire, nu băuse apă de 3 zile și 3 nopți. David a zis, al cui ești și de unde ești? Sunt un băiat egiptean în slujba unei amaleciți și de 3 zile stăpânul meu m-a părăsit pentru că eram bolnav. Un rob trebuia îngrijit în asemenea condiții. Dar oamenii nu mai sunt rob sau sunt cineva nu știu de unde. Amintiți-vă de pilda samariteanului. Ce responsabilități avea samariteanul față de acel căzut de tâlhar? Puteți să spună, nu-i fratele meu, nu-i din neamul meu. Domnul a spus că el s-a raportat la el ca și cum ar fi aproapele lui. Bolnavii nu trebuie părăsiți și trebuie îngrijiți, trebuie ajutați. David spune că atunci când alții erau bolnavi, în Psalmul 35 cu 13, posteam pentru ei. Știți, bolnavii nu pot să mănânce. Și ca să fii frate cu un bolnav, trebuie nici tu să nu mănânci și tu nu mănânci că nu ești bolnav, tu nu mănânci că postești pentru el. Și în final, zice Domnul în Matei 10 cu 8, vindecați pe bolnavi. Asta e poruncă alături de ceea care spune, propăduiți Evanghelia. Deci trebuie făcut ceva pentru cei bolnavi. Dar și cei bolnavi trebuie să se raporteze corect la doctor. Că dacă medicul doar vrea să trateze pe cineva și el tot fuge, doar nu-l duce cu poliția la medic, nu? Și în Matei 13, Domnul spunea despre unii care nu vin să fie vindecați, nu vor să fie ajutați. Și rețineți aspectul acesta că pe măsură ce vom discuta alte lucruri, parcă văd că Biblia ne sfătuie câte ceva și numai că nu vrem să luăm medicamentele. Atunci, să fie doctorul cât e bun, nu te poate ajuta cu nimic? Spune Matei 13 cu 15, căci inima acestui popor s-a împietrit. Au ajuns tare la urechi și au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima și să se întoarcă la Domnul. Cine își închide ochii și își astupă urechile în mod forțat, scrie aici că Domnul nu-i poate vindeca. Știți că Domnul n-a putut să vindece pe nimeni forțat, dacă n-au venit la el. Și dacă mai întorcem o foaie, spune în 14 cu 36 așa, bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei lui și toți că s-au atins de el s-au vindecat. Spunea Domnul, aliniați-vă și când trec vă atingeți de mine. Păi Domnul vrea să-i vindeci, dar dacă în ei nu este dorință să se atingă, dar dacă în ei nu-i dorință să-și deschidă ochii, să vadă de ce sunt bolnavi, să vadă ce trebuie făcut, atunci nu pot fi ajutați cu mare lucru. De aceea, Domnul să ne dea lumină, să știm că viața noastră trăiește câtă vreme este sănătate. Să știm că întâi e nevoie să fie sănătos Duhul, dar și trupul nu trebuie neglijat că Duhul locuiește în trup și când nu mai are unii, Duhul trebuie să se duc. Să avem o atitudine corectă față de bolnavi, dar și ei să se raporteze corect la doctorul cel mare și la cei care pot să-i ajute în mod deosebit la învățăturile necesare. Și acum vreau să vorbim despre boală. Ce-i de fapt boală? Toată natura se trece. Toți oamenii îmbătrânesc. Dar boala este o îmbătrânire prematură, anormală. Când un om îmbătrânește în 3 luni, este gata când îl rovește o boală. Pe când dacă îmbătrânește, se termină așa încet, se epuizează treptat. Cât privește boala, vreau să discutăm 3 lucruri. Boli, cauze și efecte. Adică ce-l doare, de ce-l doare și ce putem face cu asta. Și ca să nu fie greu de ținut minte, bolile sunt sufletești și trupești. Simplu. În Isaia, capitolul 1, scrie astfel. De la versetul 2, vorbește Dumnezeu cu martorii. Ascultați cerul și ia aminte pământule, căci Domnul vorbește. Am hrănit, deci am întreținut ca atare. Am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Bău își cunoaște stăpânul, măgarul își cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Poporul meu nu ia aminte la mine. Deja apăruse boala sufletească, nu mai aveau plăcere de Dumnezeu. Când este o boală, ea se determină din simptome și din durerile care le acuză bolnavul. Când este o boală trupească, omul spune, nu mai am poftă de mâncare, nu mai am putere să ridic cu mâna asta. Când este o boală sufletească, omul spune, nu mai îmi vine să mă rog. Nu mai îmi place să citesc în Scriptură, nu mai țin minte pe Dumnezeu, nu mai țin minte poruncile. Deci simptomele sunt cam aceleași, numai că unele se manifestă la nivel de spirit și altele la nivel de trup. Și ăștia se îmbolnăviseră în duh și uitaseră de Dumnezeu. Vai neam păcătos, popor încărcat de fără de legi, sămânță nelejuiți, copii stricați. Ce pedepse noi să vă mai dea? Versetul 5, tot capul este bolnav și toată inima suferă de moarte.
Credeți că îi durea pe ei așa la frunte sau la ceaf? Și aveau ei dureri pectorale și în zona inimii? În plan spiritual, capul și inima se îmbolnăviseră la evrei. Și apoi, din tălpi până în creștet, nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi și carne vie, nestoarse, nelegate și nealinate cu un de lemn. În popor care se îmbolnăvise spiritual. Și oamenii, unii se pot vedea, alții ca cei din Laodicea, cred că văd și când colo ei sunt orbi. Nu mai au nicio viziune. Oameni bolnavi spiritual. Cum am citit în 1 Timotei 6 cu 5, am citit acolo că străcați la minte. Și în versetul 4 mai sus spune că au boala cercetărilor fără rost. Deci unii rămân în lumea asta spirituală și studiază, dar ei sunt bolnavi și studiază tot ce-i fără rost. Nu mai au nicio logică bună, sfântă. Și din Deuteronom mai citim, tot în plan spiritual, pe lângă boala asta care o recunosc unii sau nu o recunosc, se manifestă la nivel de spirit atâția oameni bolnavi. În mod popular le se spune nebuni sau sunt bolnavi psihic sau alții care nu sunt afectați tare spune că nu mai au probleme cu nervii. Dar de fapt este o boală la nivelul spiritului. Spune 28:28. Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire, cu rătăcire a minții. Și atâți oameni sufăr de rătăcirea minții. Nu pleacă pe drum de la servici. Dar dacă îl pui să gândească la cele sfinte, rătăcește cu mintea la tot ce vrei. Numai la cele sfinte nu poate rămâne. Și tot în Biblie spune de oameni rătăciți cu Duhul. Știți când un om rătăcește? Când n-aude și nu vede. Și despre asta am citit în Matei 13, că fiecare își vedea de drumul lui, spune Isaia 53, oameni debusolați spiritual, pierduți, care nu știu încotro merg și nu mai pot judeca cu mintea lor. Și uneori boala aceasta sufletească se cumulează cu cea trupească. Amintiți-vă, Domnul vindeca, de exemplu, erau îndrăciți, muți. Și a spune noi, omul ăsta are ceva probleme la gât, că este mut. Da, de unde? Cum ieșa diavolul din el? Vorbea. Erau cumulări, cuplări, bolnav spiritual, demonizat chiar, și cu o repercursiune în domeniul fizic. Și apoi sunt aceste boli din domeniul trupesc. Cea mai gravă problemă la nivelul cărnii pornește de la curvie. Orice alt păcat, spune în 1 Corinteni capitolul 6, este săvârșit în afară de trup. Și de la 6:18, de la problema aceasta a curviilor, și asta este un lucru amplificat în ziua de astăzi, sunt atâtea boli. Cifrele de ultimă oră tind aproape 70-80 spre 100. Dacă analizăm lucrurile din medicină, doar din secolul trecut, în partea a doua secolului și din secolul acesta, oamenii au recurs la niște tehnici care au fost recomandate de Biblie cu 3.000 de ani în urmă. Biblia spune în Levitic, când este cineva lepros, să nu contagieze, să-l închizi. În Deuteronom, capitolul 23, o igienă acolo pentru oameni care n-aveau toaletă, să știe tot ce să fac, cum să spele pe mâini. Sau pentru unele cadruri să se spele în apă curgătoare. Toate aceste lucruri care țin de problemele fizice. Și dacă cineva nu ține cont de asta, se îmbolnăvește fizic. Dacă, de exemplu, consumă mâncări alterate sau nu se spală pe mâini, nu păstrează condițiile ca atare, intră într-un mediu, fie în domeniile acestea imorale, are tangență cu oameni ca atare, fie în domeniul alimentar. Și rămânând la domeniul alimentar, vreau să citim doar un verset. Din Levitic, capitolul 3, versetul 17. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile unde veți locui, cu niciun chip să nu mâncați nici grăsime, nici sânge. O recomandare pentru sănătatea omului. Sângele avea și legătura cu jertfele, avea și o conotație spirituală, dar grăsimea ținea mai mult de partea de sănătate trupească. Și de aici colesterolul mărit și toate celelalte care pleacă de la nerespectarea acestor principii. Tot în domeniul fizic vreau să mai amintim din Tit, capitolul 2, spune Pavel, și pentru tineri și pentru bătrâni. În Tit 2:2 spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrăji de cinste și acum rețineți cumpătați. Și versetul 6 sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați. Necumpătarea, fie că unul lucrează prea mult, și Domnul a spus la ucenici în Marcu 6:3, hai treceți deoparte și odihniți-vă, fie că unul nu lucrează deloc. Și lăștile spune Pavel în Tesaloniceni, cine nu lucrează nici să nu mănânce, că dacă nu lucrezi și nu mai mănânci, devii obet sau se întâmplă altceva cu tine. Ca să nu mai spun că și păcătuiești, că treci prin spinarea altora. Mai citim din Deuteronom 28, tot despre bolile acestea trupești. Toate au fost scrise și când nu s-a ținut cont, oamenii s-au îmbolnăvit. 28, versul 35. Domnul te va lovi cu o bubărea la genunchi și la coapse și nu te vei putea vindeca de ea.
te va lovi de la talpa piciorului până în creștetul capului, boli de care nu te poți vindeca. Și tot aici, în versetul 58, spune și motivul: dacă nu vei păzi și nu vei împlini toate cuvintele legii acesteia scrise în cartea aceasta, dacă nu te vei teme de acest nume slăvit și înfricoșat, adică de Domnul Dumnezeul tău, Domnul te va lovi în chip minunat. E foarte curioasă expresia asta, că Domnul te lovește minunat. Pe tine și pe sămânța ta se repercutează și asupra copiilor, cu răni mari și îndelungate, cu boli grele și necurmate. Va duce peste tine toate bolile Egiptului de care tremurai și ele se vor lipi de tine. Ba încă Domnul va aduce peste tine până vei fi nimicit toate felurile de boli, deci toate, și de răni care nu sunt pomenite în cartea legii acesteia, așa cum sunt apărute astea care nu scrise aici. Boli noi, apărute datorită faptului că și oamenii au amplificat păcatul și păcătuiesc într-una. Și să nu creadă cineva că aceste lucruri aparțin numai Vechiului Testament, pentru că Noul Testament citim, când este vorba de cina Domnului, în 1 Corinteni, capitolul 11, că situația rămâne. 11 cu 29, cine mănâncă și bea, dacă nu deosebește trupul Domnului și spiritual nu este pus la punct înaintea Domnului, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Și asta spune versetul 32, că este o pedeapsă de la Domnul. Și mă adăugăm doar un verset, Ieremia 30, cu versetul 15. Sunt așadar boli spirituale și boli trupești, pentru că și cauzele sunt și spirituale, neîncadrarea în legile lui Dumnezeu, și trupești. Dar ele se leagă de regulă între ele. S-ar putea să fie și separate, dar de cele mai multe ori se leagă. 30 cu 15. De ce te plângi de rana ta, de durerea pe care ți-o pricinuiește boala ta? Pentru mulțimea nelegirilor tale, pentru marele număr al păcatelor tale, te-am făcut să suferi aceste lucruri. Păcatul este cauza bolii. Există o excepție. Sunt cauze necunoscute. De aceea, când este vorba de o boală, Biblia spune în Iacov 5 să se studieze cauza bolii. Uitați-vă ce frumos spune în Iacov, că trebuie studiată cauza bolii. Iacov 5, de la versetul 13. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav? Deci mai întâi pune pe el să se roage. Nu se rezolvă problema? Să chem pe prezbiterii bisericii să se roage pentru el. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va însănătoșa. Și dacă a făcut păcate, deci se pune problema, a făcut sau n-a făcut păcate, de ce vine boala? Mărturisiți-vă în cazul acesta unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare puterea rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Omul, după cum spune la cină, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și Domnul, la cine a provocat pe ucenici? Unul din voi. Și fiecare se întreba: Doamne, eu ce-am făcut eu? Și apoi unul a întrebat: Doamne, spune-mi Tu. Dacă noi singuri nu putem depista păcatul, e bine să mai discutăm cu cineva, să stăm înaintea Domnului: Doamne, cum a stat David când a lovit Domnul cu foamete poporul și a întrebat: de unde se trage asta? Domnul i-a răspuns: de la atacul sângeros al lui Saul asupra casei gabaoniților. De unde se trage problema? Sunt și cauze necunoscute. Amintiți-vă de cazul lui Iov, care a fost lovit, spune Iov 2 cu 6 și 7, din creștet până în talpa piciorului, și Iov nu știa nimic. Și au venit prietenii lui și bănuiau: cofia asta, cofia asta. Și când colo nu era niciuna. Cauze necunoscute. Întreabă ucenicii în Ioan 9: cine a păcătuit? Omul acesta? Părinții lui? Spune Domnul: nu. Să nu înțelegi aici că părinții lui au fost sfânți. Dar boala nu era urmarea păcatului lor, că nu ne pedepsește Domnul pentru toate, că atunci ar avea ce pedepsi de noi. În Ioan 11, Lazar este bolnav. Și boala asta nu e spre moarte. Adică nu e urmarea păcatului care aduce moartea în mod automat. Și este spre slava lui Dumnezeu. Uneori sunt cazuri ca și în situația lui Iov, când nici el nu știe ce-i baiul. Alte dăți știe el, dar nu știm noi. Sunt situații relatate în Biblie. De exemplu, a murit copilul văduve din Sarepta, unde a poposit Ilie. Știa Ilie care-i cazul? Zice el acolo: Doamne, chiar atât de mult să mânești pe femeia asta? Femeia nu știa care-i cazul. Zicea că a venit Ilie și asta i-a adus de aminte la Dumnezeu păcatele ei. Noi nici atâta nu știm ce a fost cazul acolo. Situații care noi nu le știm. Și tot la cauze necunoscute sunt cauzele cu scop spiritual. Daniel spune Biblia în cartea sa, capitolul 8, că a fost bolnav mai multe zile. Nu pentru păcate. În urma unei descoperiri dumnezeiești. Știți că și Iacov în noaptea aceea, când a avut lupta cu îngerul, a șchiopat? Sunt scopuri spirituale în unele situații. Eu, Daniel, am stat leșinat și bolnav mai multe zile, nu știu ce l-a durut. Capul a fost slăbit fizic, ca și în alte dăți când nu putea să se ridice pe picioare? Am stat bolnav.
cu scop spiritual, pentru că uneori în slăbiciune harul Dumnezeu este făcut desăvârșit. Amintiți-vă de Pavel, a avut un țepuș în carnea lui. Și în 2 Corinteni 12 cu 7 spune că a rugat pe Domnul de 3 ori să-i lea. Și Domnul sus, Pavele, harul meu ți este de ajuns. Majoritatea cauzelor de boală sunt datorate păcatului. Fie unor păcate spirituale, prin neascultarea legilor lui Dumnezeu, fie nerespectării unor legi fizice, de așa se tot păcate. Că dacă Dumnezeu a poruncit să facă oamenii ceva și ei n-au făcut, dacă le spune să nu mănânce grăsime și ei suferă cu tensiunea și ei mănâncă, păi tot păcate, că n-ascultă când Dumnezeu a spus să nu mănânce grăsime. Și apoi, niște urmări în timp ar mai putea să fie bătrânețea, dar asta nu este imputabilă. Amintiți-vă de Iacov care, înainte de a muri, spune Geneza 48 cu 1 și 2, că era bolnav și a venit fiul său Iosif și cu nepoții săi Manase și Efraim să-l viziteze și a adunat puterile și a așezut pe pat. Asta înseamnă că era slăbit de bătrânețe. Iar apoi în cartea a doua împăraților, în capitolul 14, versul 13, scrie acolo că Elisei s-a îmbolnăvit de o boală și a murit. Dar la bătrâneți, că dacă facem socoteală acolo, Elisei a trăit multă vreme. Câți împărați a luat la rând, a perindat. Și tot aici ar mai fi ce spune porunca a doua și porunca a treia. Dumnezeu pedepsește nelegiuirea părinților în copii. Porunca a doua, mai exact, 20 cu 5. Pedepsește părinții în copii și uneori copiii suferă. Și amintiți-vă de cazul lui David. Dumnezeu l-a lovit pe David și a murit copilul făcut cu Batșepa. L-a lovit Domnul și pe Ieroboam și a murit copilul. Dar copilul poartă durerile tatălui său, dar nu păcatele tatălui său. Pedepse și boli se pot răsfrânge la generația următoare. Dar fiecare răspunde pentru sufletul lui din punct de vedere al păcatelor. Ieroboam a fost pedepsit cu toată casa lui, măturați cu mătura nimicirii, dar acel copil Ieroboam a fost salvat și a fost mântuit, chiar dacă a suportat o boală crâncenă care i-a pus capăt zilelor în timp foarte scurt. Și un ultim gând. Când sunt bolnavi și sunt boli, trei lucruri. Capacitatea omului este diminuată. Un om bolnav nu mai dă randament unui om sănătos, ca și un utilaj care e afectat, lucrează sub capacitate. Și de aceea e legată problema spirituală de cea trupească. Cine e bolnav, excepție cazurile lui Daniel și a lui Pavel ce am spus, că dacă ai un țepuș, că Domnul vrea să te folosească, asta nu te încurcă să-ți faci lucrarea. Dar dacă tu ai mâncat mai mult decât trebuie și ești intoxicat, păi tu ești de vină că nu poți să faci lucrarea. Sau dacă n-am ascultat și acum avem dureri de cap, sigur că nu ne mai putem concentra și nu mai pot Domnul să lucreze în mintea noastră. Diminuează capacitatea și spune mama lui Lemiel în Proverbe 31, și fiule, nu-ți da vlaga ta păcatelor trupului și ți-ai diminuat capacitatea. Spune Eclesiast 12, slujește pe Dumnezeu în zile tinerii tale când este omul sănătos. Și dacă tânărul de acolo își găsește căile lui să-și strice sănătatea prematur, cine-i de vin? Că el funcționează sub capacitate. Și multe altele. În Luca 13, eu găsim o femeie gârbovă și spune acolo un duc de neputință. Și un astfel de duh îți poate reduce capacitatea până acolo o să te țină să nu fii bun de nimic. Duc de neputință, te ține gârgov, te ține la pat și nu poți să-ți faci lucrarea. Un alt efect este că boala are în sine pedeapsă. Cine e bolnav nu mai trebuie pedepsit altfel. Spune în Apocalipsa capitolul 2, de la versetul 21. I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei. Și atunci ce se întâmplă? Iată, am s-o arunc bolnav în pat. Și vine boala că nu ne-am pocăit în vremea care ne-a fost dat. Și celor ce prea curvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor. Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Spiritual, fizic, luați cum vreți. Se întinde efectul acesta. Ca să încheiem așa pozitiv, Dumnezeu folosește boala cu scop de pocăință. Amintiți-vă de Psalmul 32. Pe câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele, mi se usca vlaga. Mi-am mărturisit păcatul și nu mai eram așa ca pământul în secetă a verii. Tu m-ai iertat și m-ai eliberat. Deci cât privește bolile, ele se manifestă întreaga noastră ființă. Mai întâi în omul dinăuntru și în mod special la nivelul minții. Mintea oamenilor se îmbolnăvește și se întunecă, spune Roman capitolul 1, și nu mai gândesc oamenii corect. E perturbat omul spiritual. Și de aceea și sunt atâți oameni afectați psihic, loviți cu nebunie, cu orbire și rătăcirea minții. Apoi cealaltă parte a bolii, boală trupească, pentru că sunt atâtea păcate trupești. Și nu există alte cauze decât acestea două. Spirituală, nerespectarea legii lui Dumnezeu și spunea Domnul lui Israel o făgăduință frumoasă în Exod 15 cu 26. Dacă vei asculta, nu te voi lovi cu niciuna din bolile Egiptului. Adică bolile, nu s-a Israelului. Bolile sunt numite în repetate rând în Vechiul Testament bolile Egiptului. Adică bol pentru egipteni, plăși pentru egipteni.
Israel, când a fost plăgile, au fost scutiți de plăgi și le-a spus Domnul, dacă stați sub acest acoperământ al neprihănirii, veți fi scutiți, după cum ați fost de plăgi, și de boli. Când ieșiți de aici și părăsiți perimetru, tu singur te pedepsești și acum de ce te plângi că rana ta tu ți-ai pricinuit-o? Există și acele cauze necunoscute, de aceea este bine să analizăm boala, să stăm înaintea Domnului, să aflăm răspunsul de unde vine și ce vrea Dumnezeu cu boala aceasta. Să nu lăsăm pe satana să ne țină așa la jumătate de capacitate. După cum fizic un om bețiv nu-i treabă de muncă. Dar vrea Dumnezeu să fie bolnav? E să nu mai bea, să vezi cum se trece. La fel și noi. Dumnezeu vrea să funcționezi la capacitatea ta, să fii un cântăreț care poți să-ți faci slujba, să fii sănătos. Sufletul să sporească precum, deopotrivă, cu sănătate. Că altfel este o pedeapsă de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea să întrerupe pedeapsa, să o suspende și să ne dea sănătate ca să-i putem sluji. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.